Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studio Alfa Omega TV la o nouă ediție a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. Astăzi, în prima parte a emisiunii, vrem să vorbim despre campania de creaționism pe care noi o inițiem, o promovăm, o realizăm de câțiva ani de zile prin Alfa Omega TV și l-am alături de mine pe Sorin. Bună. Mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi. Sorin este cel care promovează această campanie, o realizează și mai mult decât atât, de la început de 7 ani deja, coordonează revista Alfa Omega TV Magazine. Aș vrea să începem discuția noastră cu un mic spot, un promo de campanie pe care l-a realizat și care se difuzează de câteva vreme pe canalul Alfa Omega TV. Septembrie este o lună specială despre știință și creație, unică în România, numai la Alfa Omega TV. A evoluat universul sau a creat Dumnezeu lumea? A păcătuit știința? Descrie Big Bang-ul momentul creației? Mii sau milioane de ani? Dinozauri în Biblie? Ne tragem oare din maimuțe? Sunt oare compatibile creștinismul și știința? Sunt științifice evoluția și ateismul sau doar o filozofie umană? Află adevărul despre evoluționism și despre teoria lui Darwin. Descoperă misterele originii universului. Explorează întinderea minunată a cosmosului, a universului nostru fascinant, cu legile și parametrii săi bine acordați. Descoperă trăsăturile planetei pe care trăim, proiectată perfect pentru a susține viața. Decide tu dacă este întâmplare sau creație. Descifrează misterul vieții și modul în care ADN-ul indică spre un design inteligent și spre un designer. Descoperă minunățile biologiei, mecanisme divine ale lumii microscopice, animale și plante extraordinare ce sfidează evoluția. Recunoaște minunea omului, coroana creației. Analizează toate dovezile și vei vedea că verdictul științei este creația. Care este verdictul tău? Nu rata luna creaționistă doar la Alfa Omega TV. Suntem la Alfa Omega în obiectiv. V-am provocat, așa după cum sper că a făcut-o și acest spot, să discutăm despre campania de creaționism pe care noi o promovăm în fiecare an pe canalul Alfa Omega TV. Sorin, ce ne propunem cu această campanie? Campania de creaționism se desfășoară pe parcursul unei luni, luna septembrie. Scopul ei este să vorbească despre știință și credință. Relația între știință și credință a fost destul de complicată de lungul timpului, de lungul secolelor. În general, în prezent, aparent, sau majoritatea persoanelor cred că nu sunt compatibile cele două. Părerea noastră este că ele sunt complementare, în sensul că știința se ocupă cu lumea naturală, cu chestiile care se pot măsura și asta este și esența metodei științifice, faptul că poți să emiți ipoteze, să testezi, să faci experimente, să măsori, să tragi concluzii. Credința, în schimb, intră într-o zonă spirituală, adică supranaturală. Cele două sunt absolut clar complementare și în același timp noi credem că nu sunt dușmane una cu alta. Multă vreme, cel puțin în presă și în alte lucruri, în alte locuri, de obicei cele două sunt prezentate ca fiind antagonice. Dacă ești om de știință, nu poți să fii credincios și invers, dacă ești credincios, știința e o chestie destul de periculoasă în care n-ar fi bine să te bazezi pentru că emite o grămadă de prostii. Ceea ce noi încercăm să facem este să le punem cumva împreună și să arătăm că știința sinceră este o căutare și o încercare a omului să înțeleagă realitatea, iar dacă Dumnezeul nostru, Creatorul, este rațional, inteligent, atunci nu va fi deranjat de o căutare sinceră a omului de a înțelege niște lucruri. Și, de exemplu, una din versetele noastre de bază care sumarizează foarte bine poziția pe care avem legată de creaționism se găsește în Romani, capitolul 1, în care Pavel spune că însușirile lui Dumnezeu, atributele lui sunt arătate foarte clar în universul care el a creat în jurul nostru și că noi putem să ne uităm la lucrurile din jurul nostru, la universul care a fost creat și să îl înțelegem și practic cei care văd aceste atribute al lui Dumnezeu în universul creat nu se pot dezvinovăți pentru că n-au putut să vadă și n-au putut să cunoască faptul că există cineva dincolo de această lume și de acest univers, în lumea supranaturală, supranaturală. Am sublineat ce ai spus tu, chiar versetul acesta din Roman 1:20, pentru cei care vor să verifice că ceea ce spuneam noi este după Biblie. Acest verset l-ai pus chiar pe coperta revistei din noiembrie-decembrie 2015 și în fond Roman 1:20 e versetul de pe copertă, dar aș vrea să mai adaug eu și această revistă Știința și Credința, care a acompaniat din 2015 campania creaționism, iartă-mă, dar și în anul 2016, Veritul Științei Creației, ai ales un alt verset de atunci din Iov 1, 12, 7 cu 8. Din nou, campania s-a numit Veritul Științei Creație,
din nou asocierea știință și credință și pe a doua copertă și pe revista din acest an, pe septembrie-octombrie, care acum mai este la zi, e compatibilă creștinul cu știința, din nou aceeași idee. În fond, prin cele trei reviste chiar mă gândeam, chiar pe titlul coperții apare creștinismul și știința, compatibilitatea aceasta. Sorin, de ce este nevoie acum? Întrebare retorică. De ce e nevoie acum de acest mesaj adus bisericii? Mulți lideri o să ne spună, da, noi în bisericile noastre predicăm pe Iisus Hristos și e răstignit, chestiile astea cu știința sunt o treabă colaterală, de ce vă focalizați voi aici la Alfa Omega pe o campanie de o lună de zile pe treaba asta? Prin campania asta, de fapt, vorbim cu trei categorii de persoane diferite. În primul rând, da, vorbim cu cei care sunt credincioși, născuți din nou creștini, care înțeleg să-și ia viața în serios legat de credința lor în Dumnezeu. Pe aceștia încercăm să-i convingem de faptul că știința este o parte de, sau o soluție de a afla niște informații pe care Biblia direct nu le revelează. Pentru că este poate, de exemplu, observarea unui univers care este extrem de mare, de ordonat, dimensiunea universului, reflectă poate o parte din mintea lui Dumnezeu, care poate fi înțeleasă nu numai din Biblie, ci inclusiv din, dacă zici obiectiv, la lucrurile care sunt create, la frumusețea anumitor lucruri. Și atunci, unul din primele mesaje este pentru cei din biserică, nu neglijați partea științifică, pentru că sunt foarte multe lucruri bune și plăcute și utile pe care le poți afla prin intermediul științei, dacă o citești cum trebuie și dacă debarasezi anumite balaste evoluționiste de acolo. În al doilea rând, o parte din această campania este și să-i ajutăm pe credincioși să-și înțeleagă mai bine credința și să știe cum să-și o apere, să înțeleagă lupta între creaționism și evoluționism, unde anume, ce anume sunt poate fake news sau ce anume sunt lucruri care sunt interpretate tendențios sau faptul că anumite date științifice pot fi interpretate într-un anumit fel de către un evoluționist ateu sau de o persoană care crede în Dumnezeu, poate aceleași date concrete științifice sunt văzute diferite. De exemplu, aceeași fosilă poate fi văzută foarte diferit de o persoană care crede în miliarde de ani și în evoluție și într-un proces gradual de evoluția tuturor lucrurilor vii sau de o persoană care crede într-un potop biblic care a îngropat poate acea fosilă sub straturi de depuneri și aluviuni și alte lucruri. Deci, al doilea aspect pe care încercăm să-l avem tot pentru creștini este să înțeleagă mai bine credința, să poată să-și justifice inclusiv științific. Totuși, în secolul 21, ceea ce predomină în jurul nostru este dimensiunea științei și din cauza aceasta noi nu ne putem limita doar la anumite aspecte strict religioase, pentru că în lumea de azi contează foarte mult mintea ta. Și asta iară se leagă foarte interesant. Una din marile, la un moment dat Domnul Iisus dă două porunci sau rezumă într-un fel toată esența împărăției lui la două porunci, iar prima este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu toată voința ta, cu toată inima ta și nu în ultimul rând cu cugetul tău, cu partea din mintea ta. Cum anume iubim pe Dumnezeu cu mintea noastră? Probabil că un răspuns simplu ar fi înțelegându-L, încercând să-i prinzi ceea ce El a făcut, dacă El este un Dumnezeu care dorește să ne reveleze lucruri și El le face inclusiv în zona dimensiunii relației directe cu El, dar și în zona, poate, creației Lui. Cred că este un tată care vrea să-și descopere lucrurile care le-a făcut cu copiii Lui, la fel cum eu ca tată față de copilul meu îmi place mare plăcere să-i arăt poate chestii care le fac sau să-l fac parte din universul meu. Și în al treilea rând, campania aceasta tematică se adresează și celor care nu prea cred, care sunt poate, care aderă la o altă religie sau care poate sunt atei. Pentru că toată partea asta de știință se bazează și se înrudește cu apologetica. Este și o metodă de a demonstra, exact pe baza acelui verset din Romani, faptul că anumite atribute și însușirea lui Dumnezeu, Creatorul, Dumnezeul creștin, se pot vedea din universul din jur. Și asta înseamnă că, chiar și pentru cineva care nu crede și că nu are perspectiva creștină asupra vieții, tot poate să vadă niște frânturi și eventual să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu și chiar avem inclusiv o mărturie la Alfa Omega de o persoană care a ajuns în urma vizionării anumitor materiale creaționiste, o persoană tânără chiar a ajuns să devină creștin în urma acestei emisiuni. Deci, oarecum, cam astea sunt genurile de persoane. Practic, această categorie extrem, această campanie se adresează unui public foarte larg, atât cei care sunt creștini în viața de zi cu zi, cât cei care sunt creștini mai puțin activi, dar și celor care nu sunt creștini sau chiar sunt atei, cu care încercăm să deschidem un dialog și o discuție. Mă sper că asta răspunde unora, în special din zona evanghelică, unor lideri care se întreabă de ce insistăm atât de mult pe zona de creaționism, de ce nu dăm mai multe predici la televizor sau de ce nu insistăm pe subiecte strict teologice. Iată că nimic mai teologic decât a discuta despre creaționism, despre Biblie, despre știință din această perspectivă. Sorin, avem sigur mai multe mijloace la dispoziție
Cei care ne urmăresc pe televiziune deja văd că luna aceasta dăm din greu programe pe televiziune. E clar că un canal prin care noi promovăm aceste resurse de creaționism. Am menționat despre reviste. Eventual să ne spui prin ce promovăm resurse în această perioadă, în această lună, septembrie 2017, în timpul campaniei de o lună de creaționism. În primul rând avem multe feluri de materiale și în același timp avem destul de multe canale prin care putem să le transmitem. De exemplu, avem multe emisiuni sau materiale video sau documentare pe care le dăm în special pe canalul nostru de televiziune. În același timp, poate avem bucăți extrase, anumite lucruri care merg mult mai bine online. În același timp, publicăm articole în format text, poate fie în revistă, fie din nou pe site-ul nostru sau pe Facebook sau videouri le urcăm pe YouTube. Facem foarte multe resurse disponibile la liber, nu este neapărat o taxă, încercăm să punem cât mai mult câte mai multe resurse gratuit, ca oamenii să înțeleagă, să caute, sunt multe lucruri, orice de la pesteri, la recife, la diverse feluri de animale și modul în care ele sunt create, până la poate studiul celulei umane sau ADN-ului, sau la lucruri de tip macrocosmic, de tip planete, de tip univers, de teoria Big Bang. Sunt foarte, practic, temele abordate în această campanie sunt extrem de variate, practic cele mai larg și cele mai extinse lucruri, pentru că sub această incidență a științei și a tehnologiei intră foarte multe domenii disparate, orice de la poate la genetică până la astronomie, fizică, matematică, până la ultimele gadgeturi care le avem, sau chiar până și la camera cu care ne filmează acum, sau la televiziunea pe care vedeți aceste ecrane. Deci, în principiu, sunt foarte multe resurse acolo. Încă mai avem foarte multe care n-am apucat să le publicăm încă. Sunt multe lucruri. În același timp, sunt destul de puține persoane și oameni care să fie interesați de acest domeniu. Din păcate, mulți din creștini nu intră în zona aceasta mai tehnică, ci intră mai degrabă în zona mai artistică, deși cred că o parte din informații despre Dumnezeu sunt sau pot fi descoperite prin acest instrument al științei, care de fapt stă în rațiunea umană. Și poate asta e greșeala evoluționistă și greșeala umanistă, este că pune prea mult accent pe rațiune. Noi nu punem chiar așa de mult accent pe rațiune, pentru că științific vorbind nu poți să demonstrezi că Dumnezeu există sau nu. Dar prin rațiune și prin știință poți să descoperi anumite lucruri și niște lucruri, și ca o persoană care ești interesat și pasionat și dornic să afle mai multe despre Dumnezeu sau știința, este un canal natural de a-ți exprima interesul și de a obține informații foarte interesante. Aș mai adăuga eu faptul că nu acum peste noapte ne-am trezit cu acest gen de campanii. Mai de mult, înainte de a avea chiar canalul de televiziune, înainte de 2006, noi aveam câte un eveniment la scară mai mică, locală, îi ziceam Veritul Științei Creației, am făcut o serie de programe încă din vremea aceea, mici conferințe. Deci a fost o permanență, una din valorile lucrării Alfa Omega TV, pe care an de an o promovăm și o extindem. Și chiar faptul că ai spus că avem foarte multe resurse, într-un fel de anul acesta ai spus, nu mai putem într-o săptămână, nu ne încap toate programele în săptămâna asta să le dăm pe televiziune, să extindem la o lună de zile, deci de anul acesta avem o lună de zile de creaționism în care nici aici nu reușim să difuzăm atâtea emisiuni câte avem. Eventual un scurt comentariu despre programe care țin de programa școlară, de emisiuni. Știu că am produs și ora de biologie, lecția de biologie, poate nu este exact pe stilul tău, dar poate faci un scurt comentariu despre o emisiune mai scurtă care o difuzăm în fiecare duminică dimineața. Sunt diverse resurse pe care le avem produse de lungul timpului. O parte sau subtitrate, în sensul, uneori le facem noi, altele le primim de la partea noastră din afară. O parte sunt în zona documentarelor. Multe documentare foarte bine realizate, care sumarizează în jumătate de oră niște lucruri extraordinare despre diverse, din nou diverse lucruri, de la dimensiunea și lărgimea cosmosului, la măreția unui univers care a fost creat de Dumnezeu, până la poate genetică și problema spiralei ADN-ului, care sunt niște lucruri care te definez de fapt cine ești. În același timp avem și emisiuni mai orientate înspre elevi și tineri în zona de într-adevăr de teleșcoală. Ele sunt gândite mai degrabă ca un fel de lecții de biologie și probabil ultimul nostru proiect pe care noi l-am produs a fost o serie de emisiuni, lecția de biologie, care din câte știu se difuzează chiar și în aceste zile pe Alfa Omega. Sunt mai multe mici lecții care practic acoperă un an școlar, mergând pe o abordare
creaționistă. Simplist vorbind, ceea ce noi încercăm să transmitem și ceea ce noi încercăm să spunem este că, da, multe din manualele, de exemplu, de biologie din școală sunt scrise din abordare evoluționistă și afirmă foarte clar că omul a fost evoluat, omul a evoluat, practic, din nimic gradual, fiind coroana evoluției. Din maimuță. Din maimuță, practic, lucrul acesta este și o moștenire din creaționismul, din evoluționismul dat de comuniști, dar nu numai. Practic, există abordări care se uită la aceleași date din perspectivă creaționistă și pe aceasta încercăm să le susținem și în acest sens am produs aceste lecții de biologie, fiind materia practic fiind identică cu cea predată la școală, dar interpretată nu din punct de vedere evoluționist, ci creaționist. Totuși am așa o întrebare. Știu, ai crescut mai de mic copil într-o biserică, știu acest lucru și mulți tineri ca și tine cresc cu Biblia pe masă. De ce e important pentru ei să înțeleagă, să citească, să se uite la un film sau să citească un articol în care se discută despre compatibilitatea creștinismului cu știința? Poate sunt tineri care zic, subiect nu mă interesează, pentru că mă duc la școală duminicală, mă duc, ascult o predică sau din potrivă sunt ateu. Deci de ce pentru tinerii credincioși este important asta? Cred că răspunsul e mai interesant, în sensul că s-ar putea ca pentru anumite persoane acest subiect să nu fie de maxim interes. Avem inclusiv membrii în echipa noastră care preferă mai degrabă alte subiecte, pentru că de multe ori știința și matematica și fizica poate nu au fost materiile favorite în școală și din cauza asta există oarecare groază legată de subiectele acestea. Și din nou, poate și ceea ce încercăm să facem nu stă în formule sau în lucruri grele și tot, nu asta este neapărat ideea. Pentru că și de multe ori și matematica și fizica nu sunt scopuri în sine, ci sunt mai degrabă unelte ca noi să înțelegem realitatea. Și în acest aspect, ceea ce noi încercăm să facem este să arătăm diverse lucruri foarte interesante prin care, da, poți să vezi urme, trăsături ale unui Dumnezeu creator. Din nou, Dumnezeu nu poate fi demonstrat științific, dar anumite semne sau anumite reziduri, poate nu e cel mai bun cuvânt, dar anumite mici indicii, el le lasă plantate în universul care el a făcut, la fel cum poate un artist își lasă semnătura pe o pictură pe care a făcut-o. Și aceste lucruri, dacă te uiți la ele cu o minte deschisă, cu un ochi deschis, poți să le observi. De exemplu, unul din lucrurile fantastice este în cartea Iov, scrisă acum vreo 4.000 de ani, apare o frază foarte interesantă, Biblia nefiind o carte de știință, și anume Dumnezeu îl întreabă pe Iov, poți tu să dezlegi catalamele Pleiadelor sau să legi centura Orionului? Cred că așa era, mai știu. Sunt două constelații acolo. Foarte interesant, pentru că pe vremea aceea respectivii nu aveau telescoape, nu puteau să studieze mișcarea stelelor, vorbind de stele la mulți ani lumină distanță de noi. Dar ulterior, în secolul 20 s-a descoperit că, de fapt, exact constelația care spunea că poți tu să o legi împreună, exact aia se desface, iar cealaltă este cuprinsă de atracție gravitațională și practic încet se prăbusește în ea însă și atunci poate de multe ori în verset, în diverse versete ascunse în Biblie prin care Dumnezeu cumva lasă semnături că uite, sunt eu acolo. Tot în Iov se vorbește despre cercul pământului. Pe vremea în care totuși pământul era considerat de lumea antică ca fiind o plăcintă lată la marginea căreia poți să cazi jos. Și în acest sens, dacă Dumnezeu, Creatorul, a făcut toate aceste lucruri, n-ar trebui să fie o problemă să se contrazică cu El însuși și știința să descopere niște lucruri care să-L infirme pe Dumnezeu. Totuși, mai am o întrebare pentru tine. Sorin, tu faci mare efort aici. Am uiți revistele acestea la care lucrezi ore întregi ca să apară de câțiva ani de zile încoace, de 7 ani. Și așa ești mulțumit așa de zona asta de creaționism pe care ai împins-o în față și care a căpătat o nouă dimensiune în Alfa Omega, o nouă pondere, o nouă greutate după ce ai început să coagulezi aceste resurse. Crezi că merită, în condițiile în care lumea știe, sistemul educațional este tot mai secularizat, bisericile tot mai focalizate, tot mai izolate. Așa vezi un sens, un scop în perspectivă. Chiar și eu personal, pe măsură ce lucrez la toate campaniile astea, și eu învăț multe lucruri. De profesie sunt inginer, sunt într-adevăr înclinat spre științele exacte și în același timp sunt totuși domenii în care nu mă pricep, poate, sau nu este prima mea specializare. Este și un lucru fain și pentru mine să învăț și în același timp e fain să și îi ajut pe alții prin profesia mea în media să-i ajut să vadă și pe ei anumite lucruri pe care noi le vedem. Noi fiind organizația de media lucrăm cu informația și avem foarte multă informație. Nu prea că noi suntem deștepți și pur și simplu prin natura muncii se adună foarte multă informație la noi și este o plăcere să poți să faci parte din această informație și altora. E interesant, de exemplu, că Pavel în mai multe locuri în Biblie, în Noul Testament, se roagă sistematic pentru biserică ca ei să înțeleagă, să priceapă. Și adevărat că e vorba de mai poate de alte lucruri, dar este foarte important să înțelegi, să pricepi, să prinzi lucrurile, să prinzi și înțelegi pe Dumnezeu și poate dacă îl percepi pe Dumnezeu ca fiind foarte, foarte mare, în
leg de unul care e mai micuț. S-ar putea ca și asta să-ți schimbe un pic comportamentul și dacă îl înțelegi, efectiv, poate măreția lui Dumnezeu care a creat un univers enorm de mare și în același timp chinezăria cu care lucrează la anumite detalii fantastice, faptul că fiecare poate ful de nea este absolut diferit unul față de altul și practic Dumnezeu asta să le sculpteze pe toate miliardele de miliarde în final. Poate îți dai seama de fapt ce fel de Dumnezeu ai și cum ajungi să îți schimbă, cred, abordarea. Eu sper că o parte din pasiunea ta pentru acest subiect ai transmis-o în această scurtă discuție și celor care ne ascultă. Eu vă repet, multe resurse despre din zona aceasta creaționismului le găsiți pe site-ul nostru, e o pagină specială, o zonă specială pe care Sorin a creat-o pe site-ul alfaomega.tv. De asemenea, comandați revista, e gratuită, aveți o locație unde puteți să vă înscrieți pentru a pentru a primi gratuit și mai ales urmăriți anul, luna aceasta, septembrie, mai multe emisiuni pe Alfa Mega TV. În fiecare zi veți găsi emisiuni pe zona aceasta a creaționismului. Dacă mai ai un cuvânt de spus, e o vorbă la noi. Cred că e ok. Aceasta a fost o prima parte a emisiunii Alfa Mega Normativ. Am vorbit despre campania de creaționism septembrie 2017. Rămâneți cu noi pentru ultima parte a emisiunii. Suntem din nou la Alfa Mega Obiectiv pentru ultimele minute ale acestei emisiuni. Săptămâna aceasta l-am avut în studioul acesta, la emisiunea Realități și Perspective, pe doctor conferențiar Alex Neagoie. Dânsul conduce o disciplină, o catedră la Universitatea de Vest, Catedra de Practică a Științei Sociale Centrată pe Valori. Sub acest nume este și posibilitatea de masterat la această disciplină și chiar dacă emisiunea aceasta în care veți afla mai multe amănunte despre ceea ce vă spun eu acum se va difuza sâmbătă aceasta și în reluare probabil în zilele următoare, vreau să vă prefac câteva precizări deoarece este ultima săptămână în care se pot face înscriere la acest masterat. Mi s-a părut interesant și poate pe ultima 100 de metri, poate unul dintre dumneavoastră să doriți să vă înscrieți, să obțineți mai multe informații. Aceste informații sunt pe site-ul Universității de Vest, îl aveți pe ecran valori.socio.uvt.romania. E o disciplină, vă spuneam, practică a științei sociale centrată pe valori, perioada 2017-2019, 2 ani, este această lucrare de masterat. Sunt 30 de locuri cu scutire integrală de taxe și alte câteva, 30 de locuri și alte câteva cu burse. Aflați mai multe informații acolo. Vă citesc doar câteva din teme, din discipline studiate ca să vă trezesc interesul. Asistența socială și spirituală a familiei, psihologie socială și spirituală aplicată, comunicare și managementul conflictelor, consiliere socială și spirituală, valori religioase și profesionale, concepțiile sociale ale unor texte religioase majore, teologie socială, teologie sistematică, sociologie a religiei, lucruri interesante și spuneam și în comentariile în timpul acelei emisiuni înregistrate de noi, vă spuneam ieri, e important să credem și să vedem faptul că Dumnezeu chiar și în acțiuni și proiecte de tip social lucrează cu putere și își manifestă gloria, slava și implicarea Lui dacă direcția noastră, gândirea noastră, platforma de pe care facem aceste lucruri este centrată pe el. Așadar, o disciplină de masterat, practică asistențe sociale centrate pe valori, care promovează valori creștine în orice lucrare de asistență socială, lucrare de masterat, posibilitatea de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara. Și în final, un alt anunț, este o conferință la care suntem și noi parteneri media, cel puțin prin promovarea acestei conferințe. Merge o recol pe care v-am promovat-o, v-am prezentat-o, v-am descris-o mai mult în emisiunea trecută, pe care o vedeți din când în când pe canalul Alfa Mega TV. Va fi invitată la o conferință în București, în perioada 27-30 septembrie anul acesta, zilnic de la 10 la ora 14 și seara de la ora 18 la 20. Două programe care vor conține fiecare două sau trei sesiuni împreună cu alte activități, cum ar fi diagnosticarea arborului genealogic, un grup interactiv cu întrebări și răspunsuri sau slujirea rugăciune. Sunt teme interesante, importante ale lui Marjorie. Noi știm pe Marjorie atât prin programele TV pe care noi le difuzăm, cât și prin câteva cărți, le voi prezenta imediat. Dintre temele abordate pe care ea ne le-a anunțat la această conferință, titlul ei este Eliberând captivii. Interesant, provocator. Iată câteva subiecte, diagrama războiului spiritual, alta pofte și control, fac ce nu doresc să fac, a treia, a discerne diferența dintre sine și omultare, patru, strategie biblică pentru vindecare și eliberare,
sau alte teme, eliberare de sub legăturile vrăjitorie sau a da pe față minciunile diavolului, e un număr de telefon 0745 001 001 la care puteți obține informații sau un e-mail la care puteți să vă înscrieți sau la care puteți obține mai multe informații. Este și site-ul liverecovery.com la care veți putea obține detalii despre lucrarea, slujirea sorei noastre, Marjorie Cole. Eu în final îmi fac cu bucurie datoria aceasta de a vă prezenta cele două cărți care acum sunt scoase la editura Alpha Publishing, Diavolul în fața instanței, o carte specială a lui Marjorie Cole, pe care o găsiți pe site-ul nostru și pe care o puteți comanda online, fără să mai așteptați conferința respectivă. Eliberând captivii, un manual care de altfel a dat și numele acestei conferințe. Și este așa încă o carte în lucru, poate va fi gata în următoarele săptămâni, despre pofte, tot de Marjorie Cole. Sper să o am în mână peste câteva săptămâni să vă prezint și dumneavoastră, dar pentru că nu vreau să închei fără a vă arăta și alte resurse din domeniul vindecării și eliberării pe care le avem, o fac cu mare plăcere. O carte apărută în urmă cu două sau trei săptămâni, Unelte pentru libertate, al lui Andy Ries și Jennifer Barnett. E o abordare similară ca al lui Marjorie, e o carte destul de groasă, care cred că vă va ajuta în slujirea de vindecare și eliberare pe care o faceți, și o carte de referință, un manual de pregătire pentru eliberare, de eliberare și de autoeliberare al lui Robert Heidler, Fii liber, folosit în foarte multe biserici din România. Multe alte resurse găsiți pe site-ul nostru, pe librăria creștină a studiului Alpha Omega TV din zona aceasta de vindecare interioară, eliberare, pentru că este una din direcții despre care Dumnezeu ne-a vorbit. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim celor care ne-a ajutat financiar. Repet invitația pe care am făcut-o și la începutul acestei emisiuni. Revista despre care v-am vorbit și care promovează în această lună septembrie campania de creaționism, revista Alpha Omega TV Magazine, poate fi obținută gratuit printr-un abonament simplu pe care îl puteți obține înscriindu-vă pe adresa de site care este afișată pe ecran. Rămâneți pe mâini bune și nu uitați, fiți și pe mai departe, parte din lucrarea Alpha Omega TV. Mare este secerișul. Puțini sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alpha Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alpha Omega.